doi dintre cei mai mari actori de filme porno din lume, și anume Rocco Siffredi și Angela White. Povestea asta mi-am amintit să vă spun plecând de la Rocco Siffredi și faptul că are un serial pe Netflix foarte bun, foarte bun, se numește Super Sex, are doar 7 episoade și este vorba despre viața lui Rocco Siffredi, un film făcut senzațional. Actorul care îl joacă pe Rocco este foarte bun și nici nu m-am așteptat să fie viața lui atât de complicată și de, mă rog, demnă de a fi făcută, transformată în film. Să vedeți Super Sex pe Netflix. Vă mai dau o chestie, nu știu dacă să vă dau episodul, hai că nu vă dau episodul, vă spun doar că Rocco Siffredi în persoană apare într-un episod din cele 7 și sunt curios dacă știți sau dacă l-ați observat sau dacă ați văzut în cazul în care ați văzut deja serialul. Bun, deci Rocco Siffredi apare în filmul Super Sex despre viața lui și asta se numește cameo. Cameo înseamnă o apariție într-un film a unei personalități în propriul său rol de obicei, adică interpretându-se pe sine sau nu, sau o apariție foarte scurtă a unui superstar într-o producție cinematografică. Și vreau să, asta mi-a amintit să vă povestesc despre un alt cameo, când am fost în Los Angeles la Hollywood să filmăm Miami Beach 2, am intrat în legătură cu Angela White. Angela White este iarăși o actriță senzațională și foarte frumoasă și regizoare, acum face și multe filme. Și am intrat în legătură cu Angela White și cu managerul și impresarul ei pentru a face doar un cameo. Ne-am dorit un cameo în Miami Beach 2. Angela White, atenție. Dar vă rog, dacă nu știți, dar dacă nu știți, dați un Google. Dar nu un Google, intrați pe ce vreți voi, intrați pe site-urile astea porno și căutați Angela White să vedeți cât conținut e cu ea. Bun, și am contactat-o pentru acest cameo, am vorbit cu impresarul, nu știu ce, noi am ofertat $5,000 pentru jumătate de oră de filmat, o apariție scurtă în care aveam nevoie să vină pe set jumătate de oră și ei ne-au spus, bă, vrem 10,000 pentru jumătate de oră. Bun, am acceptat și 10,000 și atunci am zis ok, dar pentru că Angela White se va interpreta pe sine în Miami Beach 2, ca să o recunoască lumea, nu de altceva, nu vă gândiți, o vrem topless. Adică scena respectivă, secundele alea care au fost secunde pe ecran în Miami, de-aia ar fi filmat acolo și topless. Angela White topless. Răspunsul impresarului a fost halucinant. A zis, bă, am o problemă, nu se poate topless. Ok, de ce? Se mai mulți bani sau ce se întâmplă? Și a zis, nu. Soțul e gelos. Cum? Ce? Soțul Angelei White este gelos dacă ea apare topless într-un film de comedie. Cum? Angela White, care vă rog intrați acum, este triplu, quadruplu penetrată anal. Doamna, vă rog foarte mult să nu mai spuneți așa ceva, dar suntem la televizor. În niște scene în care se întâmplă lucruri cu niște anaconde supradimensionale. Cum? Topless e problemă în film, în Miami? Cum? La 10,000, 30 de minute în care adică o scenuță, top. Nu pot.